Continuă scăderea prețului la benzină și motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energie a anulat noile prețuri maxime de referință. Un litru de benzină cu cifra octanică a 95 va costa 20,90 de lei, cu 12 bani mai puțin. Totodată, ANRE anunță că motorina se ieftinește cu 14 bani și va costa 17,97 de lei. Răspunsul lent al industriei petroliere globale la cererea din acest an a contribuit la o creștere record a costurilor energiei și la presiunile inflaționiste la nivel mondial. Pe măsură ce economiile s-au redresat și populațiile și-au reluat călătoriile, cererea globală de țiței aproape a revenit la nivelurile de dinainte de pandemie. O treabă foarte bună, deci o treabă foarte bună cu carburanții, pentru că, vedeți, acum și carburanții cresc în cursul euro-ului. Cum e euro, așa crește carburantul. Dar să vă spun, mai spun ceva. Deci cum crește carburantul în România, așa crește în toată Europa. M-am uitat și pe Germania, pe Austria, pe mai multe țări, care, efectiv, ăsta este procedura de creștere a carburantului, a motorinei, a benzinei. Acum văd că a mai scăzut carburantul și o chestie foarte bună. Ar fi bine, dar nu cred. Nu cred, pentru că eu știu, da, mă știe, cum e cu prețurile și cu... Dacă cu globalul ăsta, cu energia globală și cu asta, s-ar putea să nu o dea înapoi. Dar dacă s-ar întâmpla, ar fi un lucru bun pentru populație. Foarte bine, avem și noi mașină, asta e. Ar că trebuie multe să se dea înapoi. Oferta nu și-a revenit atât de repede, așa că pentru a ține pasul cu cererea, industria arde din petrolul păstrat în depozite. Prețurile de referință ale petrolului au crescut la maxime multianuale de peste 86 de dolari pe baril, iar unii economiști estimează chiar și 100 de dolari la finalele anului. Chiar dacă ieșirile noastre nu mai sunt cum au fost, sfârșitul de săptămână rămâne o plăcere, iar câteva ore de plimbare fac bine oricui. Astfel, în unele stații PECO există reduceri de weekend. E un lucru bun, e un lucru bun. E un lucru bun. Și carburanții și ăștia. Agenția Internațională pentru Energie se așteaptă ca oferta în primul trimestru al anului viitor să depășească cererea cu 1,1 milioane de barili pe zi, eliminând o parte din prețurile benzinei și motorinei.